Confecționează hârtie din deșeuri, este povestea unei tinere din Chișinău care de mai bine de 5 ani colectează ambalaje și resturi de hârtie pe care ulterior le transformă în ilustrate, cărți poștale și alte produse de papetărie. Deși procesul este unul meticulos, rezultatul e pe măsură, astfel că aceasta a pus pe roate o afacere. Natalia Loșmanski susține că a început să se gândească la reciclarea hârtiei încă de la școală, când auzea cât de important este să economisim resursele naturale. Pornind de la ideea că schimbarea începe de la fiecare din noi, tânăra a început cu utilizarea materialelor reciclate și a renunțat la plastic. Îmi place foarte mult să petrec timpul în natură, chiar din copilărie. Țin minte cum mergeam prin păduri la culesul cipercilor cu părinții. Cumva aceasta vine din copilărie. Odată ce am crescut, am văzut cum am observat multe deșeuri prin iarbă, oriunde, și totuși din cauza oamenilor. Nu a avut prea mari succese inițial, dar a insistat, iar cu fiecare încercare rezultatul era tot mai bun. Acum, după 5 ani, spune că a ajuns la rezultatul cu care se mândrește. În 2019 a fost prima foaie realizată de mine și cu ajutorul soțului meu. În primul rând m-am gândit cum aș putea refolosi foile, hârtia, pentru a nu, ulterior, a nu tăia prea mulți copaci pentru aceasta. Pentru a obține o hârtie nouă, Natalia utilizează mai multe tipuri de materie primă, foi scrise, desenate, imprimate, cărți, facturi, ghiduri, bilete și alte materiale. Spune că în această pasiune are parte de mult sprijin și din partea soțului. El a ajutat-o să facă primele rame și i-a cumpărat și o presă industrială cu ajutorul căreia presează hârtia. Procesul de transformare a hârtiei utilizate în una nouă este foarte meticulos. Începe de la colectarea materialelor reciclabile și se încheie cu formarea și uscarea hârtiei. Pentru început, deșeurile de hârtie trebuie să stea în apă. Iată așa arată foile umede deja. Această substanță o mărunțesc încă o dată în robotul de bucătărie. Se primește pulpa de hârtie moale. Pentru a asigura o mai bună legare a fibrelor de hârtie și a le face mai elastice, în timpul uscării se adaugă amidon, apoi se trece la următoarea etapă. Și le introducem în apă. Scurgem apa. Scoatem rama. Pânză. Presăm. Scoatem, hârtia este gata. Ulterior, hârtia se pune la uscat timp de o zi, apoi foile se îndepărtează de pe pânză și se calcă. Ulterior, acestea sunt transformate în foi A4, A5 de diferite culori, dar și ilustrate, cărți poștale, agende și albumuri. Confecționarea unei felicitări poate dura și o săptămână, așa cum totul se face manual. Natalia spune că mai are un scop pe care vrea să-l atingă cât mai curând. Voi promova arta sustenabilă. Asta este scopul meu, să adun o lume creativă care ar vrea să folosească drept materie primă, hârtie reciclată sau chiar să dărui unui altuia felicitări, nu simple, ci și reciclate. Tânăra speră să-și extindă mica afacere pentru a recicla cât mai multă hârtie, iar asta înseamnă că va salva mai mulți copaci. Prețurile lucrărilor sale pornesc de la 25 de lei și pot ajunge și la 400 de lei.